Bună dimineața! O zi remarcabilă, deosebită. Ne este ușor să facem orice, adică să ne deschidem sufletul, să ne simțim bine, să fim mai detensionați, să spunem despre ce ne doare, slăbiciunile noastre eventual. Și astfel vom strânge relații. Sau vom putea discuta mai relaxați despre subiecte spinoase. Iată ce anunță astăzi pentru cele 12 zodii. Berbec. Veți fi surprinși de schimbarea de optică a unui colaborator asupra unei înțelegeri pe care ați încheiat-o mai zilele trecute. Ați putea afla niște detalii interesante care să vă facă să luați în calcul înscrierea la un curs, abordarea unui domeniu diferit de studiu de cel de până acum. Taur, vă veți întrebuința serios ca să reparați o greșeală a echipei sau pentru a vă încadra într-un termen de predare. Se pare că veți fi de acord cu inițiativa partenerului de viață legată de un program de mișcare, de plimbare, oricum ceva prin care să vă mențineți tonusul. Gemeni, se poate să găsiți un partener de discuție și de distracție, care în timp să se dovedească a fi și un colaborator de nădejde. O perioadă animată în plan sentimental. Descoperiți pe zi ce trece că o prietenie se poate îndrepta spre o dragoste în toată puterea cuvântului. Rac. Se petrece un declic în sufletul vostru. Vă luați inima în dinți și veți aborda un domeniu sau un proiect care până acum nu au primit prea multe șanse din partea altora. Se apropie un eveniment, o petrecere în familie și nu veți sta deoparte dacă vă roagă cineva să fiți naș, de botez, de cununie. Leu, o zi aglomerată. Vă grăbiți, dar dacă aceasta se întâmplă când sunteți la volan, graba și neatenția se pot întoarce împotriva voastră. Sunt zile excelente pentru sportivi, pentru artiști, pentru scriitori, dar și pentru elevi și studenți. Fecioară, o zi de bani. Se poate încheia o tranzacție pentru un proiect de valoare pe care l-ați promovat pentru un site de... Veți alege poate o rețetă care s-a dovedit funcțională pentru cunoscuții ai voștri și veți încerca să vă țineți de ea ca să vă bucurați de o siluetă așa cum vă doriți. Balanță. Veți lua decizii importante bazându-vă mai ales pe ce vă spune inima, lăsând deoparte riscul sau nesiguranța de până acum. Ați putea primi cu întârziere adevărat un cadou sau chiar o primă, o recompensă și felicitări pentru îndeplinirea unui obiectiv. Scorpion. Griji și emoții în așteptarea materializării unei promisiuni, a unei oferte care vi s-a făcut, dar care vi s-a părut la momentul respectiv prea bună ca să fie și adevărată. Pe de altă parte, veți dori poate să reparați o gafă pe care ați făcut-o cândva, să îndepărtați o bănuială eventual. Săgetător, vi se cere părerea, sfatul sau este nevoie să țineți un echilibru între două tabere, să evaluați niște argumente. Ați putea primi o invitație la un eveniment sau la o petrecere pe ultima sută de metri, însă reușita și distracția sunt garantate. Capricorn. Încearcă cineva să vă pună la încercare memoria sau vigilența, dar veți avea la îndemână amănunte legate de evenimente din trecut. Pe de altă parte, s-ar putea face un anunț al promovării voastre sau rezultatul evaluării de către o comisie sau chiar de către șef. Vărsător. Veți veni cu argumente de bun simț, dar și cu unele de natură legală, ca să rezolvați o situație tensionată sau ca să vi se acorde niște drepturi. Se anunță din scurt poate plecarea într-o delegație sau poate chiar voi sunteți de acord cu detașarea voastră într-o altă zonă. Pești. Ar fi bine să citiți de două ori și să faceți și socoteli înainte de a da acordul pentru o tranzacție importantă, mai ales dacă este vorba despre un credit. Ați putea prinde o reducere consistentă pentru un sfârșit de săptămână petrecut în altă localitate sau în altă țară. Să avem o zi bună!